A devenit soție la 18 ani, iar un an mai târziu, mamă. A învățat că doar căsătoria este școala care te maturizează, iar astăzi poate spune că a fi femeie nu este ușor, dar este o artă frumoasă. Astăzi aflăm de ce Olesia Anastas spune că s-a trezit într-o zi femeie, iar de atunci nu a mai adormit. Căsătoria e unul din lucrurile care inevitabil se întâmplă sau nu, adică e o evoluție firească. Și atunci cred că ar fi bine să nu fie chiar la 18 ani, cum a fost la mine, dar nu pot să spun că regret sau nu. Dar a fost de vreme. Dacă aș avea mintea de acum, cu siguranță aș mai fi așteptat, pentru că, cum spuneam, e o evoluție firească spre care oricum te îndrepți. Cu certitudine, femeia este o artă, pentru că ea este cea care creează în general. Deci femeia este cea care naște tradiții. Obiceiurile, deprinderile de zi cu zi dau naștere în timp la valori, amintirile ulterioare, deci tot ce ține de banalul ăsta simplu de zi cu zi, în timp devin tradiții. Și atunci femeia este motorașul, da? Este cea care este catalizatorul acestor tradiții, pentru că ea creează. Și atunci, da, femeia este o artă. Eu înțeleg perfect femeia, pentru că sunt femeie, cum spuneam. Eu înțeleg cele mai banale, cele mai blamabile frustrări, neînțelese gânduri, pentru că le cunosc ambițiile și rolurile, iar rolul femeii cu certitudine este de a crea. Și cum spunea Grigore Vieru, femeia după ce învinge, plânge. Ei bine, o fi lacrimile demonstrând că slăbiciunea femeii cu certitudine și apoi e atât de firească această slăbiciune, pentru că femeia echivalează într-un fel sau altul slăbiciunea și e poziția firească, cum spuneam. În spatele unei femei întotdeauna se află un bărbat, acum puternic sau mai puțin, nu știu, dar cred foarte mult că tot ce fac femeile, acțiunile de la cele mai mici până la cele mai mari, succesele de la cele mai mici la cele mai mari, se datorează cumva unui bărbat. Știm ce apreciază bărbații la femei, însă de la Olesia Anastas am aflat pentru ce admiră ea femeile, dar și care sunt punctele lor slabe. Îmi plac atât de multe chestii la femei, îmi plac faptul că sunt calde, deci căldura femeilor e specială. Eu cred foarte mult în faptul că interiorul oricând poate eclipsa exteriorul, iar altfel mai rar dacă se întâmplă, dar cred că mai mult e imposibil. Nu m-am gândit ce nu-mi place la femei, dar cu siguranță ce nu-mi place la oameni în general. Și aici mă refer la superficialitate, mă refer la perfiditate, de ce nu, și în general la negativism. Deci sunt calități care nu le tolerez sau dacă le tolerez, le foarte puțin spre deloc. Femeile iubesc în primul rând cu inima. Deci la noi, dacă nu e legătura aceasta între interior și exterior, atunci se pierde tot. Iubesc în primul rând cu inima. Deci, femeia puternică în viziunea mea este o femeie care se respectă. Și e demnă, are acea demnitate în ea. În viziunea mea, un bărbat bine, un bărbat care atrage și cucerește, este un bărbat inteligent, un bărbat foarte sigur pe el, un bărbat care inspiră încredere și nu este superficial. Deci sunt calități pe care le apreciez foarte mult atât la bărbați cât și la femei. Pe blogul său, Olesia a scris: m-am trezit într-o zi femeie și n-am mai adormit. Iar noi am vrut să aflăm care este sensul acestor cuvinte. M-am trezit într-o zi femeie și n-am mai adormit. Dar spuneam că m-am căsătorit relativ devreme, iar acest fapt a forțat cumva maturitatea mea. Deci m-am trezit într-o zi având faptul că am trecut prin două nașteri, având un corp de femeie, deci m-am uitat efectiv în oglindă acum la propriu și nu mă recunoșteam, deci simțeam că în interior sunt alta. Eu, în general, căsătoria după am definit-o ca fiind o școală, deci o școală de maturizare. M-am maturizat ca niciun alt și e și firesc în fond, căsătoria e un eveniment extrem de important. Olesia adoră lectura, iar în prezent încearcă să transmită și copiilor săi această mare pasiune a sa. Citesc orice, de la
romane erotice până la simple fabule. Citesc pentru că însăși cititul e un proces care îmi provoacă plăcere și vreau să transmit aceasta și copiilor mei. Eu cred foarte mult în puterea exemplelor. Cred că mai puțin îți educi copiii prin discurs, ci prin propriul comportament și atunci încerc în fiecare lună să îmbunătățim biblioteca, da? Să îmbogățim biblioteca, da? Cu două, trei cărți neapărat și nu mă opresc de citit. Citesc mai puțin din lipsă de timp, ca raportat la anterior, dar citesc foarte mult. Doresc tuturor femeilor să-și mențină entuziasmul, căldura interioară, să nu fie nevoite să facă compromisuri și să-și păstreze acel calm tipic femeiesc.